A celui de-al doilea război mondial cu victoria Coaliției Națiunilor Unite în 1945 și ziua Europei Unite, care a devenit și ziua românilor odată cu aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Anul acesta se împlinesc 137 de ani de la proclamarea independenței de stat a României, un moment fondator pentru statul român modern, care a precedat și determinat în mod hotărător realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Voința, viziunea și capacitatea de sacrificiu ale generațiilor care au înfăptuit independența de stat și unirea României constituie cel mai bun exemplu de urmat pentru liderii de azi sau cei de mâine ai națiunii române și se cuvine să fie întâmpinat cu o recunoștință mereu reînnoită. Tot astăzi sărbătorim și ziua victoriei împotriva fascismului care, alături de stalinism, a marcat în modul cel mai odios omenirea în secolul 20. Victoria Coaliției Națiunilor Unite la 9 mai 1945 asupra forțelor celui de-al treilea rei a pus capăt celui mai devastator război de agresiune cunoscut până la acest moment și a interzis ideologia criminală care l-a animat. Pentru români, victoria din cel de-al doilea război mondial a fost umbrită de deturnarea brutală a țării de la cursul său natural de dezvoltare, de către o forță și de către o ideologie care erau străine. Forța opresivă a comunismului nu este cu nimic mai mică, iar efectele sale cu nimic mai scuzabile față de forța opresivă a fascismului și, ca atare, pentru noi, celebrarea victoriei aliate din 1945 nu poate fi completă decât cu sărbătorirea victoriei asupra comunismului din decembrie 1989. Doamnelor și domnilor, Ziua Europei este sărbătorită anul acesta într-un context intern și extern, marcat de un sentiment de neîncredere în abilitatea Europei de a fi unită și de a produce rezultate conform așteptărilor cetățenilor. În două săptămâni, cetățenii europeni sunt chemați la urne pentru alegerea componenței viitorului Parlament European, pe fondul unei uzuri marcante a proiectului european în percepția publică. Ritmul lent de redresare economică, chiar dacă aceasta este reală și se reflectă în cifre, nu este suficient pentru a reclădi convingerile europene puternic zdruncinate de criza prelungită. Cu atât mai dificilă este această întreprindere atunci când efectele recesiunii economice sunt capitalizate politic de partide cu mesaj populist sau naționalist. Acestea au demonstrat că nu au nicio reținere de ordin moral sau de altă natură atunci când fac uz de manipulare pentru a ținti electoratul cu sloganuri care se concentrează pe nemulțumirile sale, legitime altminteri, și mai ales pe nemulțumirile celor defavorizați. Riscul cel mai mare este ca alegerile din 25 mai să devină mijlocul prin care partidele populiste să confiște agenda de integrare europeană printr-o reprezentare exagerată în Parlamentul European. Intrarea masivă a acestora în legislativul european ar contrazice pur și simplu ideea pe care se clădește Uniunea Europeană ca formă de solidarizare a statelor și națiunilor europene într-un demers comun de conservare a păcii și de asigurare a prosperității. Părinții fondatori ai Uniunii Europene, oameni care au trecut prin cele două războaie mondiale și au cunoscut efectele devastatoare ale încleștării în forma cea mai brutală a sentimentelor naționaliste,
Ar fi uimit să afle că astăzi Europa poate încă deveni locul în care se manifestă strident mesaje discriminatorii, calomnioase sau homofobe. De aici până la apariția de manifestări violente în stradă față de reprezentanții anumitor popoare sau etnii, nu ar mai fi decât un pas. Situația pe care o trăim în acest moment este o provocare pentru partidele europene tradiționale și, în primul rând, pentru populari și pentru social-democrați. Îmi pun speranța în experiența politică îndelungată a ambelor formațiuni și în capacitatea lor de a găsi calea potrivită către mintea și inima alegătorilor europeni. Doamnelor și domnilor, capacitatea Uniunii Europene de a-și pune la oaltă toate forțele într-un efort unic este pusă la încercare într-o situație extremă pe care statele vest europene nu o pot compara cu nimic din istoria lor contemporană, dar care pentru România și țările din regiune, din fostul lagăr socialist, trezește amintiri dureroase din vremea Uniunii Sovietice. Ziua Europei, pe care o marcăm astăzi, se derulează sub semnul unor amenințări față de care Uniunea Europeană nu știe cum să se raporteze încă pe deplin, preferând să mențină un echilibru fragil între imperativul conservării legitimității internaționale, care i-ar impune o ripostă severă, și necesitatea apărării intereselor individuale ale statelor membre, care reclamă dimpotrivă o atitudine îngăduitoare. Mărturisesc că această dilemă este cu greu înțeleasă de statele care se află la câteva sute de kilometri de puncte de conflict și care cunosc ambițiile teritoriale care îi animă pe liderii fostului Imperiu Sovietic. Pot doar nădăjdui că experiența noastră a statelor care au suferit de pe urma Uniunii Sovietice va fi suficient de convingătoare în Uniunea Europeană și în NATO pentru a preveni ceea ce mai târziu poate fi imposibil de reparat. Iar astăzi am avut o demonstrație cum înalți demnitari, președintele Federației Ruse și Dmitri Rogozin, unul a vizitat proaspăt ocupata Crimeei, iar altul a ținut să fie prezent la demult ocupata Transnistrie. Doamnelor și domnilor, principalul mesaj al Zilei Europei este acela de unitate. Avem nevoie de unitate și solidaritate în interesul Uniunii Europene, atât pentru a contracara ofensiva partidelor populiste și extremiste, cât și pentru a ne apăra interesele față de agresiunile externe, numai puțin importante, cele care vin dinspre răsărit. Au rămas celebre cuvintele lui Robert Schuman din anul 1950, potrivit cărora, citez, Europa nu va fi construită dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidaritate de facto. De la declanșarea crizei financiare și economice în a doua parte a anului 2008, Europa a făcut pași semnificativi în sensul realizărilor concrete pe care le visa Schuman. S-a dezvoltat legislația comună pentru consolidarea monedei unice prin instituirea Uniunii Bancare. S-a întărit cadrul de guvernanță europeană asupra politicilor economice și de ocupare și, nu în ultimul rând, s-a adus în prim planul agendei economice problematica europeană a procesului de coordonare a politicilor naționale de creștere. Toate acestea contribuie fără nicio îndoială la așezarea creșterii economice în Europa
pe un fundament mai solid și demonstrează că Uniunea Europeană înaintează către crearea unor politici economice comune în adevăratul sens al cuvântului. Având în vedere contextul prezent, ne putem gândi că pasul imediat următor este constituirea unei autentice uniuni a energiei în Europa, după care ar putea urma, cel puțin la nivel de reflecție, reluarea ideii instituirii Uniunii Europene a Apărării, pentru ca mai târziu să ajungem și la Statele Unite ale Europei. Doamnelor și domnilor, alegerile pentru Parlamentul European din acest an au o miză majoră. Alegătorii sunt chemați să se pronunțe nici mai mult, nici mai puțin, asupra modului în care apreciază viabilitatea proiectului de integrare europeană. Îmi doresc ca oferta electorală constructivă a candidaților să fie convingătoare, iar partidele europene tradiționale să găsească mijloacele de a arăta electoratului că integrarea europeană constituie un termen lung, singura opțiune de dezvoltare și securitate. Cu prilejul Zilei Europei, îi îndemn pe români să țină cont de faptul că alegerile pentru Parlamentul European au aceeași importanță pentru viitorul lor ca alegerile din plan național și îi chem să meargă la urnă în număr cât mai mare pe 25 mai. La mulți ani Europa, la mulți ani europeni, la mulți ani români, la mulți ani România. Președintele Traian Băsescu, domnilor și domnilor, discursul